aceste luni a fost aleasă de Creative Mornings București, frații noștri mai mari, ei sunt de 3 ani, efectiv. Ilustrată, evident, de un designer român, Evelin Bundur, o găsit și pe Facebook, care are lucrări super, super faine. Revenind, Roxa, bună dimineața, bine ai venit! Mulțumim că ai acceptat să vorbești la Creative Mornings. Așteptăm cu nerăbdare să ascultăm care e view-ul tău asupra anxietății și cum a lucrat ea cu și pentru tine, diferite ipostaze. Și vă rog tare mult să țineți pe Roxa și după prezentare, să beneficiem cât mai mult de fiecare minut pe care le avem împreună. O să fiți surprinși câte lucruri vă poate împărtăși și despre câte domenii diverse puteți povesti cu ea. Neața! Mersi, mersi tare mult, Suca, pentru invitație, pentru intro. Și mersi mult și vouă pentru că ați venit. Nu mă țineți doar după de povești, țineți-mă de povești acum. M-ar ajuta foarte mult să comunicați, să mă întrerupeți, să-mi puneți întrebări, să răspundeți atunci când eu vă întreb câte ceva, pentru că o să fac și, și treaba asta. Hai să vedem. Anxietate. La ce vă gândiți voi când auziți treaba asta? Care e primul cuvânt care vă vine în minte atunci când auziți sau vă gândiți la cuvântul ăsta de anxietate? Zgomot? Altceva. Boală. Școală. Da. Griji, supărări. Griji și supărări. Da. Panică. Deadline. Da. Personal așa, de familie, școală, deadline-uri, servicii. Eli a mai spus așa de griji. Ce? Tu ai zis de griji și de supărări, nu? Cam, da, e așa un sentiment de frământare, de temere, de îngrijorare. Frică. Uneori așa, ce anume? Frică uneori, da. Un sentiment care poate apărea din asta așa de așteptare încordată, de temere, care poate apărea foarte puternic sau amplificat într-o situație obișnuită. Sună telefonul după 10 seara, poate că, nu știu, e ceva insignifiant sau, nu știu, mă roagă vecinul să-l ajut cu mutatul mașinii în parcare. Cei din familie n-au voie să sune după 10 seara, da. E un sentiment care poate fi din asta așa, de obicei asociat cu ceva negativ, supra-licitat, foarte puternic într-o situație obișnuită, sau poate puternic într-o situație neobișnuită. Și cred că toți avem momente de anxietate. Eu știu că le am din plin și cred că Suca știe poate ceva mai mult despre mine pentru că m-a invitat la această temă. Dar o să vă împărtășesc câteva din momentele mele anxioase. Alea care pot fi împărtășite în public, nu le zic pe toate. La mine sunt legate de, cred, trei mari teme. Unul e, am momente anxioase legate de familie. Și unul dintre cele mai puternice prin care am trăit eu personal a fost legat de faptul că ambii mei părinți la un interval de aproximativ jumătate de an, distanță unul de celălalt, au fost diagnosticați cu cancer. Așteptarea rezultatelor, așteptarea unei direcții de tratament, experiența cu spitalele românești, așteptarea sau, nu știu, întâlnirea cu momentul acela irreversibil în care știi că
lupta e pierdută, a fost durat așa o perioadă de 2 ani și ceva, care a fost moment anxios. La aproape jumate de an au fost diagnosticați, la 7 luni distanță unul de celălalt au murit. Asta se întâmpla cu aproape 3 ani și aproape 2 ani și jumate. Momente anxioase create de o mare durere pe care, prin care am trecut. Însă au venit și altfel de momente anxioase și momente anxioase create de o mare împlinire. Mi s-a născut fetița, o mare bucurie, a fost un copil dorit și așteptat. Și anxietatea aia de prea multă dragoste, de responsabilitate dincolo de tine. Anxietatea primei nopți în care am venit cu ea acasă după spital, după externarea de 3 zile, cu copilul acolo, e, ce fac? Deci mai departe, prima noapte n-am dormit-o și n-am dormit-o nu pentru că era ceva în regulă cu copilul, ci pentru că era frământarea asta, mi-a mai respiră, dar după expirația asta mă lucrează, inspirație, dacă respiră, dacă respiră, dar mai respiră, n-am dormit toată noaptea și era acoperită cu o păturică cu dungi albastre, roșii și albe. Și îmi luasem așa un reper pe perete și mă uitam la dungile alea cum se mișcă sus, jos, așa, la nivel de milimetru și știam că respiră. Și așa mi-am petrecut eu foarte, foarte, foarte anxios prima noapte. Vă ziceam că am cumva trei zone mari așa de anxietate. Asta e legată de familie. A doua e legată de prieteni, multe, multe, multe exemple legate de prieteni. Nu o să intru în detalii aici, cred că cu toții le avem. Și al treilea element, așa, care mi-aduce mie stări de anxietate, e legat de locul în care trăiesc. Nu știu dacă și vouă vi se întâmplă asta sau ați avut dilema asta foarte anxioasă de a alege rămân în țară, plec din țară, rămân în orașul natal, mă mut din orașul natal. Pentru mine asta a fost destul de o treabă care m-a frământat și m-a neliniștit o perioadă bună. De timp am avut ocazia să studiez și să trăiesc acolo, cu toate împlinirile și anxietățile aferente plecării și stabilirii într-un alt loc. Îmi amintesc că am primit o bursă, nu existau atunci low cost-uri și n-aveam bani de avion și am plecat cu autobuzul, cu Eurolines spre Paris și era un vis, trebuia să fiu, nu, să sar în sus de bucurie, ce am făcut eu. Am prins non-stop de la Deva, de unde am plecat, până la Budapesta. Abia la ieșirea din Budapesta am reușit să mă opresc din plâns. Acolo o mulțime de momente anxioase și de negăsit locul și de neștiut cine ești și ce faci și ce cauți acolo. Dorul de casă, împlinirea de acolo, ruperea între două lumi, starea asta așa de indecizie. Asta e și o chestie care duce la foarte multe anxietăți. Și în cele din urmă am luat decizia pentru că nu mai puteam să stau așa și am luat decizia de a mă întoarce aici. Și aici cred că e destul de anxios și aici. Asta este o imagine din Orăștie, locul în care am copilărit, în care am crescut și o poză făcută exact de pe balconul apartamentului părinților. Deci asta e spațiul ăsta închis și claustrofob și anxiogen în care am crescut, dar cu toate astea aici este acasă și aici e locul în care cu toate anxietățile și cu toate neliniștile acestui, nu știu, traiului de zi cu zi, sentimentul de împlinire era mai mult decât acolo. Astea trei sunt anxietățile, nu știu dacă ale mele specifice, dar pe care eu le trăiesc foarte, foarte puternic.
Ziceam la început că toți avem momente de anxietate și ce cred că e aproape sigur că avem toți e așa numită anxietate socială, care e legată poate de frământarea, de temerea, de îngrijorarea, de a nu dezamăgi. De multe ori ești pus în situații în care ai vrea foarte tare să impresionezi pe cineva, ai vrea foarte tare să reușești, dar te îndoiești în același timp foarte tare de propria capacitate de a o face. De exemplu, pentru mine e foarte greu sau ar fi fost și mai greu să vă vorbesc acum, dacă în sală ar fi fost mult mai mulți prieteni. Așa că mă bucur foarte tare că pe mulți dintre voi nu vă cunosc. Atunci când vrei să impresionezi pe cineva foarte drag, soțul meu, fetița mea, nu sunt aici. Oare de ce? N-aș fi putut probabil să fac treaba asta. Sunt persoane pe care tu tot din adinsul n-ai vrea să le dezamăgești și atunci decât să riști să se întâmple asta, prefer poate să nu fie acolo. Sau anxietate socială iarăși în contexte în care suntem evaluați, în care simțim o mare presiune. Când ne întâlnim pentru prima dată, să zicem că părinții iubitului sau iubitului știm că urmează să fim prezentați iar la cine. Parcă toată ziua e așa un pic nu tocmai liniștită. Sau situații, momente în care suntem într-un context cu totul nou, într-o situație nouă, în conjuncturi în care nu știm exact cum ar trebui să reacționăm. Pentru mine, un moment de genul ăsta a fost când am călătorit prima dată în India. Eram în aeroport în New Delhi, așteptam, eram între două zboruri și știam că, evident, mă pregătise multă sărăcie, copii care cerșesc și vine la un moment dat o fetiță spre mine și îmi întinde mâna. Era cu tatăl ei. Și eu nu aveam niciun ban, niciun rupi, nu mai ieșisem dintr-un avion, eram așa între două avioane și nu știam ce să fac. Și eram de-a dreptul speriată. Și în spatele fetiței se mai pune alt copil și alt copil și alt copil. Se face așa o coadă de copii și eu nu înțelegeam ce se întâmplă. Și era foarte, foarte, foarte teamă, într-un fel. Până când a venit un adult care mi-a zis shake hands. Pentru copiii erau primul străin pe care ei îl vedeau, întâmplător într-un terminal oarecare de aeroport și vroiau să vină să dăm noroc. Temerea mea de, uai, vin să înceară barbare, ce vor de la mine, oare s-a transformat brusc dintr-o, nu știu, anxietate foarte mare, un moment de bucurie și de trăiește clipul asta și nu-ți mai fă tot felul de proiecții. Avem momente de anxietate atunci când nu avem acces unde ne-am dorit să avem acces, atunci când nu avem oportunitățile pe care ne-am dorit și atunci când când rămânem în urmă, într-un fel sau altul. Global, acum, de fapt în 2012, de când avem ultimele statistici, sunt aproape 100 de milioane de oameni care sunt lăsați în urmă. Oameni care trăiesc cu mai puțin de $2 pe zi, care e cumva un minim de sărăcie, așa numit baza piramidei. Oameni care, în ciuda faptului că lumea progresează și că ne dezvoltăm, nu au acces la educație, nu au acces la un job bun, nu au acces la surse de venit sigure, nu își pot duce traiul. Și mare parte din oamenii ăștia sunt oameni marginalizați într-un motiv sau altul. Sunt oameni care fie au dizabilități, fie provin din minorități etnice, mici producători, mici artizani, oameni care nu au avut accesul la școală, la educație, care nu au poate abilitățile potrivite pentru a fi incluși pe piața muncii.
În Europa Centrală și de Est, undeva cam un sfert din populație este în sărăcie sau în risc de sărăcie. Și în România, undeva pe la 40%, ne spune Eurostat, că sunt cifrele astea. Global, aceste 800 de milioane înseamnă undeva pe la 11%. E bine, uitându-ne așa proporțional, acum vreo 20 de ani, 28% din populație era în situația asta. Lucrurile cumva merg în direcția cea bună, dar nu doar în țările în curs de dezvoltare, decalajul acesta de incluziune este încă foarte, foarte, foarte mare. Nu știam toate datele astea când eram mai mică, în liceu, de exemplu. Am avut o întâmplare în care trebuia să fac o lucrare la franceză. Eram în clasa 9 sau a 10-a și era o sesiune de comunicări și n-am vrut să fac ceva de genul qu'est-ce que vous avez préparé pour aujourd'hui, așa, dacă nu am amintit de treaba asta. Și am decis eu că hai să fac un interviu cu o fetiță, o țigăncușă, care cerșea prin orăștie. Mă intriga pe mine fetița asta și vrea să aflu mai multe despre ea și am zis că fac un interviu cu ea, îl traduc în franceză și asta este lucrarea mea. Și ca să creez un cadru plăcut de discuție, am zis că intru cu ea într-un bir, într-un bar, într-o, nu știu, profetărie ce era acolo, luăm un suc, îl împărțim, povestim. E, când a adus barmanul sucurile pe masă și a văzut-o pe fetița asta cu mine la masă, la modul real a luat-o de gule și a scos-o afară și ești de aici, de câte ori trebuie să te dau afară și ți-am spus că nu e ok să cerșești aici și ce-i cu tine și efectiv a dat-o afară. Eu aveam 14-15 ani, am simțit foarte, foarte tare senzația de gol în stomac, cum că ce se întâmplă? Am îndrăznit să-i zic că lui atâta, noi avem, am plătit consumație pentru ea, suntem împreună. Ea era deja în stradă, era frică să mai intre înăuntru, am ieșit și eu, am lăsat sucurile alea acolo și amândouă aveam senzația că am făcut ceva greșit și că ceva nu-i bine cu noi și că ne simțeam foarte, foarte prost, foarte inadecvate din cauza asta și pentru mine cred că ăla a fost momentul în care am conștientizat și am simțit foarte personal cât rău face etichetarea și prejudecata și stereotipizarea și discriminarea celui de lângă mine, care e în situația de a fi discriminat și câtă anxietate generează în altul discriminare. Și vreau să vă întreb acum pe voi. Ați simțit vreodată, ați avut senzația asta de anxietate și de frică pentru că simțeați că poate nu-i potrivit să faceți ceva într-un anumit context, doar pentru că sunteți, nu știu, român, alb, habar n-am. Ați avut senzația asta de anxietate dată de o inadecvare, dar care să nu țină de voi, în care să simțiți din partea celorlalți că locul vostru n-ar fi acolo. Da. Ne zici? Ne dai un exemplu? Mai multe situații, dar are legătură și cu faptul că sunt femeie și legat de activitate sau de experiența pe care am zis că este o dată, pentru că eu am discuții sau în discuții sau în anumite proiecte în care simt că vreau să convine. Da. Și-am fost întrebată într-un taxi în Barcelona dacă sunt albă. Și am crezut că nu înțelege, pentru că e spus să se din România. Și am crezut că nu înțelege, însă albă sau ce? Păi albă sau țigancă. Deci era cumva să cerească, ești din România, sigur ești țigancă. Da, am simțit-o și eu de foarte multe ori, dar cred că e important acum să vă povestesc sau să încerc să vă fac să înțelegeți cum am simțit anxietatea ei, anxietatea celui de lângă mine, care era un copil care se
bucura de un sub într-un loc în care trebuia să poată să fie. Și atunci, fără să-mi dau seama atunci cât de important era momentul ăsta pentru mine, mi-am dat seama că partea asta de prejudecat, de atitudine de a generaliza și de a încerca să, de a băga oamenii la grămadă pe baza unei etichete sau alta, e ceva ce nu pare a fi tocmai ok. Și în momentul ăla cred că, din nou, fără să-mi dau seama, am știut că anxietatea mea din momentul ăla, anxietatea ei din momentul ăla, probabil în cele din urmă și anxietatea barmanului ăla, că nu știu, sper că după să-și dea seama că a reacționat corect. Deci mi-am dat seama că toate anxietățile astea pot fi cumva folosite spre ceva. Ce faci cu ele? Le ai? Le simți? Le experimentezi? Dar ce faci cu ele mai departe? Și pentru mine am știut că vreau să lucrez în domeniul social, că vreau să folosesc anxietățile astea în încercarea de a face o schimbare socială, o schimbare în jurul meu. Și după momentul ăla al întoarcerii, știam că vreau să lucrez în Timișoara și că vreau să fac ceva în zona socială. Întâmplător am ajuns să lucrez cu persoane cu dizabilități la Fundația pentru Voi de aici din Timișoara. Și am avut șansa să pot să contribui la punerea pe picioare a uneia din primele întreprinderi sociale din România. Întreprinderea socială este un business, o afacere, care e pornită cu motivația de a rezolva o problemă socială specifică. E un antreprenor social, o persoană care e foarte supărată pe ceva ce se întâmplă în jurul ei și care abordează sau pune o atitudine antreprenorială în față și încearcă să construiască un business care să rezolve în mod sustenabil financiar, pe termen lung, o anumită problemă socială. Și întreprinderea socială pe care am pus-o atunci pe picioare și dorea să rezolve problema legată de faptul că persoanele cu dizabilități intelectuale nu aveau un loc de muncă și erau mereu dependente de unul și de altul. Era o brutărie. Am lucrat mult pentru a pune pe picioare și vine prima zi de salariu a oamenilor cu dizabilități care erau angajați acolo. Primesc salariul, jumătate de oră după, intru în biroul meu, văd pe masă, erau câteva felii de salam, erau pâine, erau niște roșii și erau o doză de cola. Vine una din fetele cu dizabilități care trăise în instituție să vă povestesc și despre asta și îmi spune că asta e de la mine, pentru tine e din salariul meu. Și eu am refuzat și am zis, nu, e munca ta, adică de ce să-ți cheltui tu banii muncesc de tine pe mine? Cum să mănânc eu mâncarea muncită de tine? Și eu am fost foarte supărată și foarte necăjită și am vorbit după aceea cu psihologul care lucra acolo și care mi-a spus, i-ai luat șansa de a împărți. Mănâncă, bucură-te de mâncarea aia, nu te gândi că îi folosești munca, gândește-te că e pentru prima dată în viața acelei persoane de 20 și ceva de ani, sau poate chiar 30, când în loc să fie un recipient de ajutor, e cineva care poate să dea, e cineva care poate să ofere, e cineva care poate să împarte, e cineva care e egal cu tine, e un salariat din această fundație și vrea să mâncați prânzul împreună și face ceea ce este cu prânzul. Mi-am dat seama că a avea un job bun pentru persoane care, un job de ce, pentru persoane care în mod obișnuit sunt excluse de pe piața muncii, poate schimba viața și povestea de viață a persoanei cu pricina și poate, nu numai în ochii noștri, ceea ce e important, dar și mai important în ochii persoanei cu pricina. Și așa mi-am dat seama că, da, într-adevăr, întreprinderea socială poate schimba vieți la modul real și mi-am dorit să lucrez mai multe întreprinderi sociale și să sprijin mai multe întreprinderi sociale să se dezvolte. Și așa am ajuns să lucrez cu o altă fundație, NEST, organizație globală, și să lucrez cu întreprinderi sociale multe și vă pot povesti foarte, foarte, foarte mult despre asta după, în Europa Centrală și de Est și în America de Sud. Și erau toate bune și frumoase și întreprinderile sociale în care investeam ajutau oameni și pe care le ajutau să se dezvolte, ajutau la rândul lor oameni care trăiau în comunitățile andine, în satele înalte din Peru, cum e
o doamnă al cărei fiu este prima persoană din familia cu pricina care merge la universitate, tocmai pentru că mama și tatăl și frații mai mari au un venit și sunt implicați în economia cash, în economia formală, mulțumită acestei întreprinderi sociale și pe poate să-și continue studiile. Sau doamne în vârstă, care au pensii foarte mici, uneori nici nu au pensii, într-un sat din Ungaria, care, mulțumită colaborării cu întreprindere socială, câștigă bani și pot să își ducă mai bine bătrâneța. De exemplu, bluza pe care o port a fost prodată de tati Terezia din satul Matio, din Ungaria, și face o treabă minunată. Și munca ei este răsplătită corect. Toate erau bune și frumoase, repede înainte. Acum 10 ani am început să fac treaba asta cu Nest. Repede înainte, ajungem anul trecut, când alt mult de anxietate. Cred că recunoaștem. Iarăși, anxietatea protestelor, anxietatea dilemei de acum 20 de ani. Plec, rămân, plec, rămân, plec, rămân. Rămân, 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 rămân. Familia, prietenii erau aici, am ales să rămânem. Am lămurit-o și cu asta, s-a terminat cu anxietatea indeciziei. Rămân aici și ce? Ce pot să fac mai mult decât a protesta din când în când și a fi frustrată acasă? Și m-am hotărât că dacă tot rămân și dacă tot mi-e frică de decizia asta de a rămâne, hai să încerc să fac ceva greu și să mă iau la trântă în contextul ăsta local cu ceva urât, cu ceva greu, cu ceva ce mă afectează foarte tare, cu ceva ce afectează foarte tare o mână de prieteni foarte buni de-ai mei. Eli, care e aici, Bodo, Luiza, Marti, Valentina, toți oamenii ăștia au ceva în comun. Și ce au în comun prietenii ăștia ai mei e că au fost abandonați când erau micuți. Unii la 2 săptămâni, unii la 2 luni, alții la minus o lună jumate pentru că s-au născut prematur. Și asta e vina lor. Au fost abandonați, n-au avut ocazia de a fi îmbrățișați, de a fi iubiți. Lumea nu se uita la ei să-i vadă cu adevărat. Copilul ăsta, ființa asta, persoana asta abandonată, care nu e un individ, e bebelușul numărul 5743. Oamenii ăștia au trăit în spatele unor ziduri, au petrecut foarte, foarte, foarte mult timp în așa numitele instituții de îngrijire ale statului. Au devenit adulți, nu mai aveau loc în aceste instituții ale statului pentru că nu mai erau copii, erau deja oameni mari în toată firea, și s-au trezit pe stradă, liberi, abandonați de fapt a doua oară. Și tot ce aveau era pe umeri apăsarea tuturor greutăților și anxietăților și durerilor prin care au trecut în anii de până atunci și o serie de etichete prin care lumea îi vedea. Handicapații, căminarii, leneșii, cerșetorii, ăștia care nu vor să muncească. Ăștia sunt prietenii mei și prietenii prietenilor mei. Și pentru mine asta a fost sau este problema socială în care vreau să mă implic. Și în acest moment al poveștii reapare foarte puternic în viața mea Eli. Care Eli este aici. E omul ăla cu căciulă roz. Imposibil de ratat. Și care Eli este o femeie incredibilă. Este pentru mine exemplu de bunătate, de frumusețe, de curățenie, de dat înapoi, de ajutat. Este omul care m-a ajutat prin încrederea pe care mi-a dat-o să înțeleg
sunt conștientă, puțin, poate sub, nu știu, sub un sfert din toate, din toate traumele și din toate greutățile prin care a trecut în instituție. Și este omul care acum este copreședinte al asociației Ceva de Spus. Este un om care este autoreprezentant pe subiecte de, legate de dezinstituționalizare, face treaba asta inclusiv la nivel european. Și este un om care a avut încredere în maestria și talentul lui Dan Ungureanu și care i-a spus lui o parte din poveștile ei de viață. Și dacă vreți să dați așa piept cu anxietatea, luați și uitați-vă în cartea asta. Sunt câteva exemple și aici la, la ambasada. E povestea vieții ei într-un roman grafic și Eli a fost pentru mine inspirație și partener în ceea ce vrem să facem de acum încolo împreună. Vrem să contribuim la dezinstituționalizare. Dezinstituționalizare înseamnă închiderea acestor instituții. Viața persoanelor în instituție nu are cum să fie mai bună decât ceea ce a trăit Eli și ceea ce puteți afla din carte. Instituția trebuie închisă cu totul. Asta este crezul nou, nostru și instituția trebuie înlocuită cu servicii de sprijin în comunitate, cu locuire în comunitate, cu oameni care să ajute persoanele care au trăit în instituții, inclusiv să folosească un card bancar, inclusiv să plătească o factură, inclusiv să aprindă un aragaz, să meargă cu tramvaiul, pentru că în instituție Eli, care a trăit acolo 23 de ani, când a ieșit de acolo, nu știa să facă toată treaba asta. Nu, tot ce înseamnă descurcare în viața de zi cu zi, tot ce pentru noi sunt chestii cumva la care ne uităm ca fiind înnăscute sau dobândite în mod firesc, pentru oameni ca Eli, treburile astea trebuie învățate. Și Eli, 23 de ani, a trăit în instituții, 17 în afară, deși nu pare, e o doamnă de, bine la 40 de ani, și încă învață. Și procesul ăsta de dezinstituționalizare e anxiogen. E greu și la nivel de sistem, e greu și la nivel de, de persoană, de individ. Tot demersul ăsta de a scutura din rădăcini un sistem profund greșit și care taie demnitatea și tot ce înseamnă natură umană a celor care sunt înăuntru, după părerea noastră, repet, trebuie eliminat. Și asta nu-i deloc ușor. Și sunt foarte multe anxietăți și sunt foarte multe persoane care sunt izbite de anxietate în procesul ăsta. În primul rând, cred că noi două. E greu, e la început. O să o primim, o să o punem foarte, foarte multă rezistență în treaba asta. E vorba de anxietatea oamenilor care încă sunt în instituții în România. În prezent, 17.000 de oameni trăiesc în spatele acestor ziduri. Nu vorbesc de, nu știu, pușcăria sau chestii de genul ăsta. Oamenii închiși pentru că, repet, au fost abandonați de propria familie. Imaginați-vă anxietatea lor, care acum sunt înăuntru, și anxietatea ieșirii în afară. Tot sistemul ăsta este menținut de o mulțime, de un aparat întreg, o mulțime de oameni lucrează acolo. Sunt directori, sunt medici, sunt psihiatri, sunt asistenți sociali, sunt frizeri, sunt fochiști, sunt tot felul de oameni care lucrează și care mențin acest sistem amut. Statul român plătește undeva peste 2000 de lei pe persoană, pe lună, pentru îngrijirea celor care sunt în instituții. Faceți voi matematica, înmulțiți 2000 de lei cu 17.000 de persoane, să vedem cât ne costă pe noi toți lunar treaba asta. Deci o să fie și cei care lucrează acolo izbiți de anxietate când o să audă că vrem să desființăm, să mai aveți un loc de muncă. Oamenii care iasă de acolo să fie poate vecinii voștri, poate că și voi o să aveți momente de anxietate, pentru că nu o să-i cunoașteți pe viitorii voștri vecini. Și e nevoie de, ca noi toți, în procesul ăsta, să încercăm să ne punem la oaltă anxietățile și să facem ceva cu ele, să ne implicăm. Cred că cu toții am putea să facem acel extra pas și să ieșim din zona asta de confort și să încercăm să ne
să ne implicăm cumva. Putem să punem presiune pe autoritățile locale, putem să le scriem oamenilor care ne reprezintă în instituțiile statului, să întrebăm ce părere au despre treaba asta. România, în mod formal, și-a propus să închidă aceste instituții, însă nu se întâmplă nimic legat de treaba asta. Putem să găsim organizații care lucrează cu persoane care au fost în instituții și să devenim voluntari acolo. Fiecare dintre noi este bun la ceva și fiecare dintre noi poate contribui cumva în schimbarea asta socială și eu acum v-aș provoca pe voi la o chestie, v-aș provoca, e vineri, știu, weekend, sfârșit de săptămână, dar gândiți-vă când astăzi puteți să vă puneți deoparte 15 minute, 15 minute în care să vă gândiți la ce vă supără pe voi cel mai tare în jurul vostru, ce e cel mai anxiogen lucru la care sunteți expuși. Pentru mine, pentru Eli, e povestea asta cu instituțiile și cu oamenii care sunt închiși acolo. Poate fi orice altceva. Identificați treaba asta și după aia gândiți-vă la voi la ce sunt eu bun, la ce sunt eu cel mai bun. Că poate fi, nu știu, monitorizare de bugete, poate fi meditații de engleză, cursuri de teatru, excursii pe munte, habar n-am, orice, cu toții avem ceva la care suntem cei mai buni. Hai să folosim acel ceva pentru a schimba ceva în treaba aia care ne supără. Haideți să ne construim ceva pornind de la anxietățile astea și puteți deveni voluntari, puteți lansa o întreprindere socială, puteți face chestii poate mai simple, putem să începem așa cu pași mai mici, să nu fie atât de anxios saltul pe care l-am face, putem să începem să fim mult mai conștienți, de exemplu, de cumpărăturile pe care le facem zilnic. Prin ceea ce cumpărăm, facem alegeri legate de lumea în care vrem să trăim. Dacă suntem mai atenți și ne chestionăm furnizorii de diferite chestii legate de oamenii pe care îi angajează, de cum își tratează angajații, de ce impact asupra mediului au, poate că ajungem să sprijinim întreprinderi sociale ca cea în care am lucrat eu sau ca cea în care lucrează tanti Terezia. Și cred că e... citisem undeva, dar chiar nu mai știu unde, dacă într-un restaurant sau într-un birou recent, o chestie din asta motivațională, scrisă frumos pe bucată de lemn, așa foarte artsy și hipsteri și arăta, și zicea, acționează ca și cum ceea ce faci contează, pentru că chiar contează. Și dacă fiecare ar face treaba asta, împreună putem avea un efect multiplicator și chiar putem contribui la schimbarea pe care ne dorim. Și cred că dacă cumva ne gândeam, Țuca zicea foarte bine la început, că da, pe ea anxietatea uneori o stimulează. Dacă ne gândeam la început că nu putem face mare lucru cu anxietățile noastre, cred că acum sper să ne gândim că poate nu e chiar așa. Și ele și eu suntem hotărâte să le folosim pe ale noastre, suntem hotărâte să-i ajutăm pe alții să și le folosească pe ale lor și să schimbe ceva. Și suntem conștienți că, da, drumul e lung, că unor poate drumul nici nu-i construit, că e nevoie de timp, e nevoie de efort, dar cu tot sufletul vă îndemn să vă gândiți la problema socială care vă deranjează cel mai tare și să acționați de azi, într-un fel sau altul. Pentru că, de fapt, e vorba de multe vieți care chiar pot să fie mai bine în urma acțiunii. Mulțumesc tare mult! Treceți peste anxietate de a fi ascultat pe alții. De exemplu, pitum. Moment pe care... Adică eu, de exemplu, mă confund cu o problemă. În mai mult de 5 persoane deja începe să fie mai complicat să... Cred că... Da, toți. Îți dai seama că și... Da. Eu acum, după mulți,
mulți ani în care am făcut treaba asta, am ținut cursuri, am vorbit la tot felul de conferințe, mă rog, îmi stăpânesc anxietatea asta prin subiectele despre care aleg sau accept să vorbesc. Adică vreau să fie ceva despre care chiar am experiențe personale și despre care pot vorbi direct și în care pot să fiu autentică. Cred că asta e așa, câtă vreme mă simt, nu stăpână pe subiect, dar încrezătoare că aș putea să vorbesc despre asta cu un grup mic de prieteni, deja e primul pas spre a depăși anxietatea. Da, când e vorba de mai multă lume, e clar mult mai greu, pentru că sunt mult mai mulți pe care îi poți dezamăgi. Cu pregătire, cu repetat și cu încredere și, până la urmă, un pic de curaj. Ce e cel mai rău lucru care se poate întâmpla? Încerc să mă gândesc la asta și atunci îmi dau seama că cel mai rău lucru care se poate întâmpla nici măcar pe departe apropiat de cel mai rău lucru care mi s-a întâmplat deja. Așa că cred că așa, cumva, cost-beneficiu, încerc să... Dar partea de pregătire și partea de cumva a fi tu în povestea aia. Cred că asta se vede, se transmite și cumva ajută foarte mult. Și inclusiv a recunoaște. Da, fraților, am emoție. Cum v-am zis și eu, dacă erau mai mulți prieteni, dacă era soțul meu aici, ar fi fost mult mai greu, da. Mulțumesc. Apropo de vorbit în public, până la urmă anxietatea e și datorită motivației care credem noi că are audiența. Dacă îți imaginezi că audiența e chiar interesată și curioasă de ce ai de spus, pur și simplu încerci să le explici ceva ce știi. Mulți dintre noi credem că audiența e acolo ca să ne judece, ca să zică, vai, că nu suntem așa și așa. Nu e adevărat. Oamenii vin la un speech de genul ăsta cu cele mai bune intenții. Și atunci, cum vezi tu audiența și de ce s-a acolo să te asculte, contează foarte mult psihologic pentru tine. Și da, treaba asta se numește cumva suprapersonalizare, în care, nu știu, habar n-am, îți stă părul aiurea, se întâmplă ceva și te gândești, uai, toată lumea sigur normal asta se uită și toată lumea observă treaba asta și toată lumea sigur observă că, nu știu, habar n-am, mi-am tăiat eu singură părul și e așa retezat și... de fapt, nu. Exact. De fapt, nu. Și toți avem tendința asta de a suprapersonaliza și de a crede că, na, ce temerile noastre cumva sau sunt reflectate și în ceilalți. Deci, foarte, foarte multă situație, doar o proiecție pe care mă gândesc. Legat de implicarea în problemele sociale, la început, e avântul ăsta solid. După primul obstacol, al treilea, mai scade. De unde, din experiența ta, de unde îți iei resursele ca să revii pe linia de plutire și să continui? Mm-hmm. Că se adună anxietatea și ce faci cu ea, mai bine spus. Da. Pentru mine personal, să fac o treabă de genul ăsta vine dintr-un preț foarte puternic, din ceva ce a ajuns să mă frustreze și să mă enerveze și să mă supere de ajuns de tare. Și crezul ăsta puternic în faptul că treaba asta nu-i bine, cred că vine de foarte multe ori și la foarte mulți dintre noi din tot felul de greutăți legate de subiectul cu pricina pe care le-am trăit fie noi, fie cei apropiați nouă. De exemplu, în situația asta, da, eu n-am trăit în instituții, dar Eli, care mi-e foarte apropiată, a trăit. Și greutățile astea te fac să simți profund și permanent că treaba aia e o nedreptate. Și greutățile sunt generatoare de anxietăți și piedicile alea pe parcurs și obstacolele de care inevitabil te izbești, sunt generatoare de anxietăți și cu siguranță o să-ți vină să renunți și să nu mai faci și să... Dar cred că tot ele sunt și alea care îți dau un sens. Și atunci depinde
Na, de la care te adăug mai mult, te uiți mai mult la greutate sau la anxietatea pe care ți-o dă dificultatea în rugina sau la sensul pe care l-ai găsit în direcția aceea. Și pentru noi cred că e partea asta de da, are sens, e greu și știm de la început, știu. Am ales pozele astea, drumul e foarte lung, foarte lung. Pe subiectul ăsta sunt inițiative mici și organizații care încearcă să intervină pe o direcție sau alta. Sunt organizații care identifică, de exemplu, problemele de încălcare a drepturilor omului care se întâmplă în instituții și să documenteze treaba asta și să meargă cu cazuri la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și așa să facă un fel de advocacy pentru închiderea lor. Sunt organizații care fac sprijin sau merg cu voluntari în instituții în care să mai ajute cumva o persoană sau dar toate astea sunt inițiative mici și fragmentate și neconectate și care nu zbutuie din rădăcină sistemul. Și noi treaba asta am vrea să facem, să fim liant între cei care fac deja ceva și să spunem clar, viziunea noastră peste 15 ani este ca să nu mai fie oameni în instituții. Și știm de la început că e greu, știm că e cu multă rezistență și știm că e pe termen lung. Și cred că ce e important e să nu te lași să fii singur în treaba asta, să-ți creezi așa, încă de la început, încă din ziua 1, o rețea de oameni care au aceleași valori, care au poate competențe complementare cu tine și care sunt acolo să te ajute când ți-e ție foarte greu, rețeaua aia de sprijin. Și noi asta și asta încercăm să facem, parteneriatul cu cei de la Ceva de Spus și o mulțime de prieteni pe care îi vrem, fie în bordul consultativ, fie pur și simplu voluntari în inițiativa asta, sunt oameni de la care atunci când o să fie greu o să ne luăm resurse. Dar cred că treaba asta, să fii conștient în ce te arunci și să fii conștient că, da, frate, e greu și practic ce vrem să facem e împotriva intereselor multora care deocamdată sunt la decizie și care au puterea de a spune cum se cheltuie banul public și care au acces la contractele de achiziții publice, adică dincolo de partea de drepturile omului sunt elemente fantastice de corupție și de management defectuos al banilor noștri, adică sunt instituții în care încă trăiesc 200 de persoane așa la grămadă și se fac licitații pentru oamenii ăștia și citisem iară, jurnalist de investigație lucrează pe domeniul ăsta, urmărisă niște contracte și licitate cu toate documentele PSAP și tot cum trebuie, ajunseseră ca un pachet de biscuiți din aia care la chioșcul din colțul, oricum e mai scump, era, nu știu, 2-3 lei, să fie cumpărat de director de instituții cu 8 lei de la anumite firme. Adică, inclusiv la nivelul ăsta, și da, știm că e greu și uman și din toate punctele de vedere, dar tocmai fiindcă e atât de nedrept și atât de putret sistemul și uman și economic și moral și din toate punctele de vedere, e foarte motivant pentru noi să încercăm să facem schimbare aici. Da. Cu ce propuneți să schimbați această instituție? Veți renunța la instituție și ea va fi înlocuită cu ce? Da, ea va fi înlocuită cu sisteme de sprijin în comunitate. Eli acum trăiește într-un apartament pe care singură, în chirie, are un job, își poate plăti chiria. Când a ieșit din instituție, n-a trăit direct într-un apartament în chirie singură. Sunt furnizori de servicii sociale comunitate, publici sau privați, sau public-privați, care creează și oferă așa numitele servicii de locuire protejată. În care tu, sistemul ăsta mamut, în care totul e depersonalizat și în care n-are cum să fie bine, adică una, poveștile mele sunt inclusiv cu 40 de colegi de cameră și așa mai departe, e înlocuit cu locuințe obișnuite, ca cele în care suntem noi, apartamente, să zicem, închiriate, locuri obișnuite, apartamente cu 4 camere, în care trăiesc 3 persoane, fiecare cu camera ei, cu asistent social, cu supraveghetor de noapte, cu persoană care te acompaniază în primii pași spre viața independentă, cu oameni care te formează așa numitele abilități de viață, cum vă spuneam, nu ai de unde să le ai, pentru că acolo n-ai făcut așa ceva. Sunt oameni care te ajută cu
o pregătire spre o meserie, cu partea de abilități din astea soft, de, nu știu, ajung să am un loc de muncă și da, trebuie să-mi asum responsabilitatea că trebuie să fiu în fiecare oră dimineața la locul de muncă și să-mi fac treaba și mai departe. Adică e o întreagă rețea de sprijin care înlocuiește această instituție, dar care înlocuiește mult mai unul la unul și ținând cont de persoană și de specificitățile individuale ale fiecărei persoane. Eli a făcut o școală profesională încât era în instituție, vroia să fac, ce ziceai, pe la bucătărie, nu? Cofetar. Cofetar vroia să fie, a scris acolo, s-au uitat cei din comisie la ea, a, bine, cofetar, ha, 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 faci horticultură. Da, toate, deci ideea e că resurse și bani și tot ce vreți voi există pentru, așa zisul, sprijin al acestor persoane, doar că sunt folosite foarte, foarte prost. Și acei 2000 și ceva de lei lunar pe persoană, nu vorbesc aici de cheltuielile de investiții sau de, mă rog, asta e strict suma care, pe care noi, de fapt, o cheltuim pentru persoanele care sunt acolo. Sistemul este că banul, această alocație, urmărește persoana. Deci dacă omul iasă din instituție, vine cu acest buget, dacă vreți, de 2000 și ceva de lei, care ajută la acoperirea costurilor cu chiria unui apartament, cu cheltuielile de întreținere, parte din salariul personalului de sprijin. Și atunci, și economic vorbind, sunt țări în care procesul de dezinstituționalizare s-a terminat, s-a aproape de terminat și sunt studii de impact economic făcute, ca nivel de greutate la bugetul de stat, e mult mai ieftin să ai aceste servicii în comunitate personalizate și adaptate pe nevoile de sprijin ale fiecărei persoane, decât aceste instituții. Ca să nu mai zic de efectul după aceea de contribuitor, oamenii din instituții, pe mine, nu au salar, nu plătesc niciun taxă, niciun impozit, nu contribuie cu nimic. În momentul în care ești angajat în muncă, deja devii contributor la bugetul de stat, nu numai folositor de resurse publice, dar și contribui. Și atunci efectul net asupra bugetului este clar pozitiv și economic, nu doar uman și așa ca decență. Și atunci e o întreagă pleiadă de servicii din astea în comunitate care fie sunt dezvoltate special, să sprijine cum sunt aceste locuințe, fie facilitează accesul persoanelor care au fost în instituții la serviciile obișnuite. De exemplu, o persoană care face acompaniament cu Luiza, să zicem, când are de mers la dentist, pentru că n-a fost niciodată la dentist, pentru că e frică, pentru că e anxioasă, pentru că nu știe cum se vorbește cu un doctor, pentru că nu are răbdare să aștepte acolo, pentru că niciodată n-a... și așa mai departe. Deci e partea asta de, odată, servicii speciale de sprijin și, doi, mainstreaming-ul și includerea acestor persoane cu sprijin inițial în serviciile obișnuite pe care le folosim cu toții. Ei acolo au inclusiv frizerie. Am văzut instituții în curtea cărora au construit inclusiv biserică, ca să nu iasă din gardul instituției la biserica din sat. Au făcut biserica lor acolo. Imaginați-vă cât costă treaba asta și gândiți-vă cât sens are să ții acești oameni 24 din 24, 7 zile din 7 închiși acolo. Pot să mai zic eu că eu vin dintr-un oraș foarte mic și acolo este un cămin în care sunt foarte multe persoane adulte cu dizabilități fizice și psihice sau mentale. Și din câte știm noi locuitorii de acolo, deci unii dintre ei sunt lăsați să iasă, cei care sunt considerați inofensiv pentru populație, cum s-ar zice. Deci din câte am fost noi informați, cei care nu au voie să iasă din instituții, deci deloc din zona aceea, sunt cei care sunt, de exemplu, violenți sau care, știu, nu au capacitatea să se miște singuri și să aibă grijă de ei, cum ar veni. Indiferent cât de grea și profundă e dizabilitatea unei persoane, noi credem că cu sprijinul potrivit se poate trăi în comunitate și sunt foarte multe exemple și cumva etichetarea și poziționarea și lăsarea unei persoane într-un anumit context și discriminarea și da, e o profeție care se auto-îndeplinește. Dacă eu spun, degeaba mergi la interviu ăsta, oricum n-o să-l iei. De 10 ori, de 50 de ori, de 100 de ori, în fiecare zi a vieții tale până când ajungi să ai 23 de ani, apoi cu siguranță nu o să iei interviul cu pricina. Și atunci, mediul din jur și cum ne creăm
noi înșine, societatea și, și micro, de la microgrup în care trăim până la comunitatea locală, până la comunitatea mai mare, spune foarte, 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 foarte multe. E inaccesibil orașul ăsta. Avem prieteni care folosesc fotoliul rulant sau mame cu copii cu căruciori. Nu poți să urci în tramvaie, nu poți să mergi pe trotuare, că sunt gropi, că sunt mașini buni parcate, că sunt bordurile așa cum sunt. De noi depinde. Cumva, ce e frustrant e că la nivel declarativ și tot de strategii și convenții ONU și ce lucruri pe care România le-a ratificat, pentru știe, totul arăta deja minunat, pentru că suntem la an distanță de când țara noastră a ratificat toate treburile astea și e stat semnatar al acestei convenții ONU și trebuie să respecte drepturile tuturor persoanelor din țara asta. Realitatea e alta. Deci, cumva, cadrul legal îl avem, faptul că nu suntem conștienți noi de anxietățile noastre, de anxietățile celor din jur, de, de problemele celor care de obicei nu prea au voce și nu sunt auziți, pentru că de frică, nu știu, oameni ca ei poate n-ar niciodată să-și ceară singur drepturile dacă n-ar fi fost ajutați și sprijiniți odată să și le înțeleagă, doi, să accepte faptul că au o voce și că pot să ceară treaba asta. Și de asta zic că de, efectiv de fiecare din noi în parte depinde de schimbarea asta. Nu știu cum mai stăm cu timpul, mai era. Eu sunt sigură că subiectul ăsta are nevoie de cel puțin încă o oră, data viitoare ne trezim la 5, ne vedem la 6, da, toată lumea, vedeți că știm care sunteți, că vă plăceam, o să vă sunăm. Știu cum mai sunt întrebări, dar vă invit să o facem și într-un cadru mai informal. Știu și că o parte dintre voi vă poate să grăbesc la lucru. Asta a fost și motivul pentru care începem așa la 7:30, ca să ne și... Să ajungem și la da, da, da. Dar mulțumim, Roxana, mulțumim pentru întrebări, mulțumim pentru gândul ăsta cu care am rămas, de nevoie de empatie, de asumare responsabilității, de inclusiv căutarea anxietăților reale și nu știu, îmbrățișarea lor, în speranța că o să se transpună în ceva mai bun. Mersi tare mult și clar mai vom continua și să avem mai multe întâlniri pe subiectele astea. Și eu vă mulțumesc tare mult. Mă bucur că ați venit și haideți să facem ceva acolo.